Am tupeu să intru cu tine în ring cu mănuși de box, Marinescule, cu mănuși de MMA, cu mănuși de care vrei tu și-ți arăt că nu mi-e frică și mă bag cu tine party în party. Dacă te iau cu mine în parc, îți dau porumbei de mâncare. Tu vorbești cu mine acum. Porumbei? Ia uitați-vă un pic. Când deci zici că s-a împiedecat frizerul și l-a pus din greșeală. Alergai desculs pe stradă, n-aveai cu ce să te îmbraci și vorbești tu cu mine, mă. Vă place ceea ce face harababura asta toală pe care o face sora lui? Nu ești stăpân pe propriile tale forțe să cucerești o femeie, dar aminte să porți un dialog contradictor. Ceea ce faci tu, Mariana, de-i ții pe băieții ăștia pe lângă tine, exact asta face și aia. Pe voi vă place mai mult decât să fiți purtate aici de bărbați, da? Să vi se facă complimente și să vi se acorde atenție. Vă place să primiți și cadouri din partea bărbaților. Mi se bagă și aia. În momentul în care greșești. N-ai ce să faci aia, adevărat. Te întreb și eu. De ce? De unde știi tu că o greșit rare ieri? Ce? Zici și mie de ce o greșit rare ieri. Am spus că de-aia... Când tu greșești, ai apărarea lui Cristi. Stop! Am tu de ce consideri că are și-o greșit? N-are nicio legătură cu Mariana. Tu de ce consideri că are și-o greșit? Nici măcar n-ai habar ce s-a întâmplat ieri dincolo. Pentru că, mă repet, conexiunea era închisă. Nu, eu am spus toate. De ce e apărarea ea lui Cristi? Toate vitaminele și chestia. Da, când are și greșește ea. Eu n-am spus că tu ai greșit. Am luat și pastile cu... Nu începe. Asta ai spus. Și pe alea, și nici măcar nu știi ce s-a întâmplat. Și niciuna dintre voi... Niciuna dintre voi nu știi ce s-a întâmplat dincolo. Pentru că era închisă conexiunea. Dacă v-ar fi interesat, ați fi întrebat și după v-ați dat cu părerea. Tu auzi? Tu auzi ce vorbesc? Da, te aud. Ce auzi? Că am spus că... Eu n-am zis că tu ai greșit. Ieri. Am spus că tu greșești, ea e apărarea lui Cristi, că se ce să înțelege din toată asta? Ce să înțelege din toată asta? Vorbeați despre subiectul de ieri. Bă, Rareș. Nu neapărat. Hai, mă, puțin că nu știi. Rareș. M-auzi? Da, zi, Alexandre. Am început eu subiectul și i-am spus lui Mariana că, după părerea mea, pe Rareș îl deranjează că ei mereu apărarea lui Comănici, chiar exact. Dacă greșește Comănici. Exact. Asta am spus. Și adică nu mi-a mie apărarea Mariana dacă greșesc. Spuneți-mi. Dar nu i-am luat apărarea când a greșit. I-am dat un exemplu de ieri când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și i-am spus că s-a supărat probabil că tot lui Rareș i-a zis că de ce te-ai ridicat la bătaie. Exact. Atât am zis. Și aia asta am încercat și eu să explic dincolo când da, și aia a aprobat. Aia nu a spus nimic de. În primul rând, poate Mariana, dacă vrea să te facă de iubit, are niște pretenții de la tine. De la mine nu mai are pretenții, că n-are de ce să ai. Ce s-a întâmplat ieri acum? Păi nu-i vorba de... Chiar nu mai e vorba de nicio relație, de iubit sau de prieten sau de... Poate în capul ei te vrea ca pe un potențial viitor iubit și are niște pretenții de la tine. De la mine n-are pretenții, că n-are de ce. Suntem prieteni și atât. Dacă eu greșesc, n-are niciun drept să mă tragă la răspundere. Tu, pe de altă parte, o greșeală mai mică de a ta poate fi judecată mai mult decât o greșeală mare de a mea. Da, bineînțeles, dar ok, hai să discutăm ceea ce s-a întâmplat ieri. Da, ți-am zis de multe ori și nu numai ieri, ți-am zis de multe ori când vorbesc și ieri ai văzut că mă Codruț, mă Nicos, mă toată lumea și nu mă lăsa să vorbesc. Am țipat pe aici, am zis, bă, lăsați-mă să vorbesc. În momentul în care am început să vorbesc, te-ai băgat în seamă. Eu? Da, că vezi că ieri lui Maria din prima săptămână zice, bă, lasă-mă să termin propoziția, poate adăugam ceva. Și atât, acolo m-am oprit. Bun, spus că ești bipolar. După, vorbeam cu Maria. Vorbeam cu Maria, m-a întrebat Maria ceva, de ce spun că mai lupt sau nu mai lupt? Sunt mai lupt sau nu mai lupt? Și am spus, m-ați văzut pe mine să lupt în ultimele două săptămâni, să mai fac eu vreun lucru? Ok, și eu atunci, tu după ai venit și ai zis Maria, dar hai să spune tu adevărul ca să nu spun eu. Nu, mai făcut bipolar prima oară. Așa. M-am enervat, am zis că nu te mai băga ca maimuțoiul și nu mă mai jigni când spui că sunt bipolar. Uite, m-ai făcut și maimuțoiul. După aia am spus așa, Mariana, spune tu adevărul ca să închid o dată gura aia, că m-am săturat de el. Asta am spus. Și care e adevărul? Nu, ai zis, spune tu adevărul ca să nu spun eu că e gura. Ăsta e adevărul. Ești mulțumit? Vine, Nico, care e adevărul? Asta e adevărul. Maria, te rog eu frumos, îmi vine cu bărbații, ăsta e adevărul. Vrei să te mint? Nu. Îmi plac bărbații, asta e adevărul. M-am prefăcut pentru show-ul ăsta. Ce nu e? Cristi cu bărbații. Îți plac ție bărbații? Da, adevărul, da, îmi plac bărbații. Mai Cristi, potolești. Mi-mi plăcea de Mariana, mi-mi plăcea de tine. De asta mă certam eu așa tare. Da, mă, da, asta e adevărul, ce-ai? Bă, Codruț, nu du-te acolo și așa să vorbesc cu oameni, ești culmea. N-am zis că n-am avut relații.
De ce crezi că n-am avut relații? Nu am avut cu bărbată. Ce cauți într-un show în care... Mă, dar îți plac și femeile sau doar bărbați? Mai sunt oameni pe aici. Mai stai și lângă Marinescu, ridic-te de acolo. Eu zic Loreale și că vrea să vorbească chiar ceva cu mine. Și da, zic, și mi-a dat și mi-a zis bine, dar nu zic că e de taică, sunt de nu știu ce de alea. Și mi-a zis că nu știu ce probleme au aia acasă și că nu le place ce vede la televizor și că eu înjur și că nu știu ce. Bine, dar stai bine, și tu mi-ai înjurat. Da, îmi pare rău și o să încerc să ți-am spus, Maria, nu te mai băga pentru că eu nu m-am enervat extrem pe tine, dar sunt situații în care mă enervează toți și vezi și tu intervii și atunci eu înjur. De ce nu mi-ai spus că ai vorbit cu ea aseară, te-am întrebat? Asta a fost întrebarea mea. Nu ce ai vorbit? Când? Aseară. De ce nu mi-ai spus că ai vorbit cu ea? Am uitat că era ora 2-3 și cine i-a dat importanță? Bă, tu ești conștient că astea vin și spun mie lucrurile astea aici? Dar tu ești conștient că eu am aflat lucrurile astea aici? Dar nu, ție dacă venea ăsta sau celălalt și spunea că vezi că am vorbit cu Alexandra, cum te simțeai? L-ai aflat de la mine și l-ai aflat. Și nu era normal să fi știut dinainte? Eu am zis. Am uitat să zic. Trebuia să te las eu, vorbesc cu Nicos, vorbesc cu mănici acasă și nu spun. Nu. Și vine emisiunea, ăștia îți râd în față, vezi că am vorbit cu... Vezi că am vorbit ei și așa mai departe. Am uitat să zic. Ți-am zis aici, nu, când e vorba te-ai ridicat în picioare, ți-am zis, bă, dacă te duci acum după Mariana, ești cățelușul ei. Ok, uite dacă că tu crezi lucrul ăsta și oamenii de acasă, adică susținătorii tăi, o să zic același lucru, în primul și primul rând, dacă o femeie plânge și femeia pe care tu ți-o dorești în viața ta plânge și o vezi că plânge și iese afară și tu te ridici și pleci după ea, asta nu înseamnă că ești cățeluș. Înseamnă că te interesează de suferința ei. Ok, dacă altceva. Te-ar fi interesat de suferința ei, probabil că ai fi fost mai atent la cuvintele pe care le-ai fi spus și nu se ajungea să plângă Mariana, corect? Nu știu dacă Mariana a plâns din cauza mea. Când am ieșit afară, îți reproșa că... De când m-am pus acolo pe scaun, tu ai tot insistat. Du-te lângă Comăniș, du-te lângă Comăniș, du-te am lângă prietenul insistat tău. În momentul în care, mi-ai din nou, spus după aia, ia că vai, că zic că îmi dau gipsul în două zile, zic că nu știu ce, adică vă instigați și mă puneai pe mine la mijloc, mă puneai între voi. Și ți-am ce zis, rezolvă-ți ce ai de rezolvat cu el. Lăsați-mă pe mine în pace. În momentul în care știți ce vreți și voi de la viață, da, eu știu. Mă anunțați. Momentan nu vreau nimic. Băi, lăsați-o și voi pe când Mariana. Când eu o să știu ce vreau să te anunț? Eu cred că ți-am spus de foarte multe ori ceea ce vreau și Maria, ceea ce îmi doresc. Maria, lasă-l să vorbească. Tu de fiecare dată nu poți să vorbești exact. De persoana ta, tu de fiecare dată exact, trebuie da, nu să vorbesc pentru că persoana, am fost deranjat. Tu nu poți de să ai o de cuvintele pe care mine, le-ai spus mie. Te faci viața mea, te tovălești acolo? Păi viața mea! În primul rând, rare, și astăzi nu te-am instigat cu absolut nimic. Nu, astăzi m-ai instigat, ai început de dimineață, înțeleg. Hai bombardierule, hai că-mi dau gipsul jos, hai să facem, hai să dregem. Da, ți-am spus. Deși m-ai văzut că ieri a fost un moment delicat și m-am enervat cu un anume motiv, că aveam și eu motivele mele. Ok, ok, motivele și am foarte multe motive. Știi foarte bine care sunt motivele alea, nu vreau să vin să le spun la televizor okay. De ce eram eu nervos. Din câte ai văzut aseară? Alexandra Marinescu și mai știu eu cine, că cercesc milă, că încerc să mă justific. Da, cercește ce vrei tu, e o competiție pe care judece, joacă cartea asta judece, cum vrea. Dacă ei consideră că eu am greșit, foarte bine. Eu știu de ce am fost nervos, v-am zis și vouă la masă ieri și ți-am spus ca să-mi înțelegi nervii. Practic. Nu cred că eram eu la masă când ai spus tu. Ți-am zis foarte bine, trei motive, dacă ții minte bine. Te-am somat de mai multe ori. Termin-o, lasă-mă să vorbesc, lasă-mă, mai văzut că sunt nervos. Și în momentul în care m-am ridicat și am dat să ies afară, iar comentai. Am luat masa, am trântit-o și ți-am zis, dacă mai continui așa, ți-am zis, hai să ne batem, okay. Hai că ne... Da, mă, gata, înțeles. Okay, și eu ți-am spus, dacă vrei, hai. Gata, mă, viața mea, vă ajută pe amândoi, pe ăsta. Pe unul ajută corpul să fie bătăuș și pe celălalt îl ajută piciorul ăla de lăsă să fie bătăuș. Marinescule, așa că, cu corpul nu, vă rog eu mult de tot, liniștiți-vă cu amândoi. Ne ajută, intervin tu, Marinescu, între noi. Am tupeu să intru cu tine în ring cu mănuși de box, Marinescule, cu mănuși de MMA, cu mănuși de care vrei tu și-ți arăt că nu mi-e... Băi, viața mea, dar și eu mă referam la același lucru. Comănici, lasă-mă, te rog eu mult de tot. Legal și tot facem ca un fel de competiție. Comănici, dacă te iau cu mine în parc, îți dau porumbei de mâncare. Tu vorbești cu mine acum aici. Te-ai uitat o leacă în oglindă. Da, mă, uite, mă uit acum. Televizorul ăla zici că au fost porumbei la tine în cap, ești. Am mâncat din părul tău. Mă, mai vorbit tu că s-au găinat în capul tău. Iar începeți care mai frumos. Ce ți-au pus iar în cap. Mai frumos care arată bine. Da, astea. Bravo, eu te-am învățat pe tine pe aici hazul de când a venit din prima zi. Te luau după mine. Stil vestimentar, vopsea în păr. Acum... Ai venit ca... Ai venit, da, urechile, da, că așa, olea, că m-a învățat pe mine Marinescu, stil vestimentar. Uitați-l aici pe Isu. S-a venit aici printre noi, m-a învățat el pe mine stil vestimentar. Băi,
Te-am dus la magazinul ăla să-ți iei și tu haine cu cine. Ai uitat? Când ai văzut că s-a închis magazinul. Ai rugăciuni pe acolo. Doamne, de unde mai cumpăr haine, Doamne? Că eu nu dau 100 de lire în altă parte. Vrei să te mint? Pe mine mă deranjează faptul că eu aflu chestii pe care nu știam să le fi făcut. Mai nou, astăzi m-am culcat și cu... Banale. Am aflat astăzi. Băi, atâta timp cât fata a venit, băi, da mă, am făcut de toate, am făcut aia, aia și aia. Am asumat, asta e, asta sunt, nu mă dau ce nu sunt. Unde vii problema? De asta mai puteți voi dormi noaptea? Bă, ia uitați-vă un pic. Când te zici că s-am piedecat frigerul și l-am pus din greșeală. Alergai desculs pe stradă, n-aveai cu ce să te îmbraci și vorbești tu cu mine, mă. Vă place ceea ce face harababura asta toală pe care o face sora lui? Nu ești stăpân propriile tale forțe să cucerești o femeie, dar aminte să porți un dialog contradictor. Ceea ce faci tu, Mariana, de-i ții pe băieții ăștia pe lângă tine, exact asta face și aia. Vă place mai mult decât să fiți purtate aici de bărbați, da? Să vi se facă complimente și să vi se acorde atenție. Vă place să primiți și cadouri din partea bărbaților. Romeo, erai de față cu noi când am fost la magazinul ăla. De unde veniți cu toții, băi, fraților? De la Oradea, băiatul meu. Știi? Hai, ce față a făcut Marinescu când a văzut? Diana! 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 Ia, era supărată. Diana! Ia stai un pic. Băi, fratele, nu vorbim încolo. Mutați cadrul în fundal. Băi, mai la stânga. Mai mare. Mai la stânga, mai mare. Mai mare cadru. Mai mare puțin, vă rog. Să se vadă doi. Uite, adevărat. Ce fac ea doi acolo? Parcă formați o relație. Îmi vorbești mie de asta, băi. Voi doi parcă formați o relație. Bravo, Rareș, ești forță. Ești forță, Rareș. Ești forță, am făcut și o glumă. 5 femei, lasă. Să terminăm cu scandalul ăla. Bă, Diana, a fost o glumă, nu te supăra, bă. Eu zic să te super. E fals. Îmi spun eu că e fals. Eu? Nu. Bă, Rareș, dacă ajungi să fii gelos pe apropierea așa, dar la... Glumesc, mă. Glumeam cu ea. I-am zis Mariei înainte, fii atentă. Auzi, băi, eu zic să scoți gipsul ăla mai repede din picior. Glumit. Să-l pui pe ăsta la colț. Eu deja l-am pus de vreo două luni, dar nu recunoaște nicio zi. Te las pe tine să-l pui în continuare. Adevărat. Bă, bune, Marinescu. Vorbește comăniși de mine, dar se îmbracă de la tarabă, de la el, de la tecuș, de acolo. Hai, mă, ai ce dracu, că toți ne îmbrăcăm din același loc. Bă, toți ne îmbrăcăm din același magazin. Marinescu, dați-mi penibil. Păi, dar nu, dar el... Despre magazinul ăla, fiindcă el îmi spune mie că mă învață pe mine stil vestimentar. Dar toți ne îmbrăcăm din același... complex. Bun. Sau același magazin. M-a învățat pe mine Marinescu. Așa, îmi place că e lanțul meu, Romeo. M-a dus pe mine Marinescu la magazinul ăla. L-am cerut-o, că tu nu ești în stare. Îmi pare rău, dragul meu, dar, cum ai spus, bine, Maria, banii pe care iau, eu îi dau pe haine și pe mâncare. Bravo. Marinescule, spune că banii mei îi dau pe haine și pe mâncare. Acum ce faci? Mai păi nu, bă, dar nu ai... Băi, revinos, mă... Conștientizează cu cine vorbești, ești de bun, că poți să-ți predau până poi mâine aici lecții. De ce vrei tu? Despre ce, Marinescu, că tu de fiecare dată când îți cumperi ceva, tu de fiecare dată, Marinescu, când îți cumperi ceva, vii și ne trebuie noi. Băieți, vă place, băieți, oare cum s-a sortează? Are părul lui, așa vin. Ai uitat când erai la tine în tecuța? Unde are părul? Băi, ai uitat un pic. Când era la tine, te cuci acolo și alergai desculs pe stradă, n-aveai cu ce să te îmbraci și vorbești tu cu mine, mă, de stiluri vestimentare, ai uitat că da, mă, sunt șeful la bloc aici, nu tot ce am crescut la bloc la București. Mă, Rareș, mă, încetați, mă, cu de-astea. Păi, dar nu, dar eu nu vreau de-astea, dar uite că despre asta ai vorba aici, văd. Care e mai tare decât celălalt, că asta văd că încearcă comunici mereu să scoată comunici, mai nu vrea să facă vloguri. Ușor, băiatul meu, ușor că ai luat tratament de COVID. Este sora lui. După poți să vorbească de Marinescu, sora lui, care nici nu-l cunoaște, nici nu mă cunoaște sorta, băi! Îmi iau deștea ca tine care mărâi, că voi mărâi. Să-i transmiți și tu surorii tale. Voi mărâi și lătați. Să-i transmiți surorii tale, dacă tu și-a găsit post și și-a făcut emisiune, să lase lasă-mă un pic, Maria, lasă-mă un pic. Să lase concurență, auzi, bă? Comăniți, s-ar părea normal ca sora ta, dacă și-a făcut acum emisiune, să lase ea... invitați să vorbească de celelalte persoane. Probabil și sorta o să-și facă emisiune, Marinescule. Despre ce vrea ea, cum vrea ea. Înțelegi? Fii atent să-mi întreabă. Sormea cum era în emisiunea asta. Știi cum se cheamă asta?
Ia te zic eu cum se cheamă. Sora mea, când era în emisiunea asta, toată lumea îi sărea în cap că nu meriți, că ești cu tare, că ești nu știu cum. Acum când sunt eu aici, am reproșat mie că datorită surorii mele. Și acum mi-o dați exemplu pe sora mea, că voi atâta știți. În momentul în care un om este în creștere, indiferent că e vorba de faimă, că e vorba de bani, că e vorba de orice, toată lumea îl critică. Cu ce ți-o dau exemplu? Voi atâta știți. Păi nu mi-o dați exemplu. Că uite, sora ta este, are emisiunea ei, că face, că drege și dacă vrea să vorbească se pare foarte despre normal. Tine, despre mine, comunici? Despre comunici? Ce vrea ea, o să vorbească, că ea este moderatoarea ei. Nu mi se pare normal, nu. Bun, nu-i dai, nici tu angajat. Hai să zic eu o chestie. Nu mai sări tu în aer acum, că nu e cazul. Final. Dacă nu o să-i convină angajatorul despre subiecte, o să o dea afară. Ok, hai să zic o chestie. Mie mi se pare normal. E ok ceea ce face. Nu am cum să o dau pe sorta drept exemplu, că dacă era exemplu, probabil că făcea ceva pozitiv, dar să lasă ea invitații să vorbească, pentru că treaba asta se numește conflict de interese, dacă vrei să zic eu mai mult decât atât. Conflict de interese? Da, cam asta se cheamă. Păi băiatule, tu ești sănătos la cap. Sunt foarte sănătos. Sora mea vorbește despre ce vrea ea, că vrea că emisiunea moderatoare. Aha, vorbește. Bă, tu ești invidios acum că sora mea are emisiune? Bă, tu îi pui verigheta pe mână, îi rup degetul, mă, băiatul meu. S-a pus și în genunchi, vine Romeo! Bă, da, stai. Mă, virai tu să fii. Uite, bă, Romeo, las-o, nu-i treabă niciunul. Hai, rezolvă situația. Până la urmă e tot. Diana, să știi că nu-i nimic din ce pare aici. Da, că e lanțul dușmanului. Bravo. Lanțul dușmanului. Nu vezi lanțul dușmanului? Romeo a zis, nu? A zis să dea lanțul aici, că e lanțul dușmanului. Nu, că... Pune-l în gât, pune-l în gât, că-s foarte noroc. Cum e cu luptele tale, Dinic? Am văzut pe Google, am căutat Rares Baliban și am văzut 20 de meciuri, 30 de knockout-uri. Bravo, asta e adevărat. Nu pot să zic nu. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.